Sărbătoarea internațională a femeii este anual marcată la garnizoana Târgoviște în cinstea celor peste 120 de doamne și domnișoare care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Militarii și-au așteptat colegele la cercul militar, acolo unde le-au pregătit momente deosebite, cu flori, bomboane și un pahar de șampanie. Evenimentul a fost deschis cu urările locțiitorului comandantului garnizoanei, colonel Marius Stroie, transmise cu emoție tuturor participantelor. Este o tradiție a militarului din garnizoana Târgoviște să organizăm de 8 martie un moment artistic pentru a cinsti femeile alături de care lucrăm. Femeia este primăvara din viața noastră, aduce liniște și frumusețe în jurul ei, este mamă, soție, colegă și prietenă în același timp. Ziua de 8 martie este un prilej de a ne exprima dragostea și aprecierea față de toate femeile ce ne înconjoară mai mult decât în orice altă zi. În numele militarilor din garnizoana Târgoviște, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, vă doresc un sincer la mulți ani, o viață plină de căldură și împliniri. Doamnele și domnișoarele garnizoanei au avut parte de momente emoționante oferite de colegii lor, care le-au arătat respectul și prețuirea prin poezie. Ești raza de soare ce bate în fereastră, ești roa dimineții, ești pasăre măiastră, ești floarea din luncă, frumos mirositoare, ești rândnică în zbor, ești mereu zâmbitoare. Ești mamă iubitoare, ce crești copii la piept, într-un cuvânt femeie, și meriți mult respect. Te iubesc mai mult decât natura, fiindcă tu natura însăși ești. Decât libertatea mi ești mai dragă, fără voi ca un ognaș trăiești. Te iubesc cu toată nebunia, ca pe un hău, nu ca pe un drum de roți. Te iubesc mai mult decât se poate, cât de mult să înțelegi nu poți. Fără noi mă te iubesc într-una și când beau și atunci când spun prostii, mult mai mult decât pe mine însumi te iubesc, vreau sigură să fii. Te iubesc mai mult decât pe Shakespeare, decât toate cele pământești, mi-ești mai dragă decât muzica, pentru mine muzică tu ești.